Dragi prieteni, astăzi noi ne-am strâns cu toții aici, fiindcă în acest apartament a avut loc o crimă teribilă. Ira, eu nimic n-am făcut! Sincer, eu n-am absolut nicio vină! Sincer, Ira! Pentru mine acum nu există nevinovați. Faptul rămâne fapt. Și una din voi m-a trădat și a făcut asta. Ira, pentru ce atâta zarbă? Liniștește-te! Dacă vrei, eu îți pot cumpăra fix același tort și 10 torturi. Dacă vrei, eu sunt pe tate și îți cumpăr o fabrică întreagă de torturi. Jessica, dar tu în așa mod îți recunoști vinovăția, da? Eu corect înțeleg. Ce? Nu recunosc eu nimic. Asta nu eu, sincer. Ira, da, uite, tu din tortul ăsta doar ferește. Ți-i Jessica, uite, o fabrică întreagă vrei să-ți cumperi. Ioanca, dar tu ce încerci să faci? Vrei să-mi sustragi cumva atenția? Ca eu să nu-mi dau seama că vinovata ești tu? Irașcă, ascultă pe Ioanca! Nu te mai enerva degeaba, că nu are rost! Aha! Voi ce, v-ați vorbit deja? Când ați reușit? Înseamnă că ați făcut și alianțe, da? Cine cu cine? Înseamnă că tortul meu cu siguranță l-a mâncat una dintre voi! Nu, ce spui tu acolo, Ira? Nu ți-a luat nimeni tortul! Eu sigur nu! Da? Atunci unde este? Sau vreți să-mi spuneți că el singur a dispărut? Sau poate l-a mâncat vreo fantomă? Numai fărâmături au rămas, bietul meu tort! Sigur l-a mâncat cineva! Și acest cineva acum se află între noi! Melissa! Dar de ce erat eu? Elementar, micul meu prieten! Dintre toți candidații prezenți aici, tu ești singura care are un motiv întemeiat. Ce? Ce-i asta? Și ce înseamnă motiv? Asta e atunci când pe tine prima ți s-o codijină. Am înțeles. Și care? Și ce motiv am eu? Răzbunarea. Ia, dar explică-ți rog frumos. Unde asta tu pe furiș? Ai ieșit ieri noaptea din casă, a? Cum adică unde? La saună! Ira! Ira! Da, glumesc, eu glumesc! Și eu cu totul proastă să merg noaptea la saună! Că la petrecere am fost! Ira, ajunge! Nu mai ierba! Spune, unde ai plecat ieri noaptea pe furiș, a? Gata! Nicăieri eu n-am fost! Când eu ies noaptea cu furișul, tu niciodată nu-ți dai seama! N-am înțeles! Atunci cine o ieșit? Eu am plecat, eu sunt ies, eu am plecat! Stop! Așa-ți înapoi, imediat! Am un stân șepe! Melissa, tu ce? Noaptea ai ieșit din casă! Ce? Eu? Niciodată! Nu! Eu niciodată, mămică, niciodată! Asta poate... Melissa, gata, poți să-mi te stărui, ai nimerit-o. Da, Ira, n-ai reușit să inventezi, da, fraierul? Ira, părăsește bucătăria, eu am ceva de vorbit cu Melissa. Gata, eu mă duc, se pare că ești tot serios, gata, am plecat. Da, Melissa mai are de mâncat mămăligă până să învață să furișeze ca mine. Pentru ce i-ai spus? Sorry, eu nu avem altă alegere. Ori tu, ori eu. Dar de ce? Tot ai ieșit din casă. E noaptea. Fix după tine. Sincer, eu n-am idee pe care dintre noi a auzit-o mama, dar eu nu mai vreau să fiu pedepsită. Eu am fost săptămâna trecută, mi-a ajuns. Fără supărări, acum e rândul tău să fii pedepsită. Tu ești
că și soră se numește. Lasă, lasă. Răzbunarea se servește atunci când... Când? Atunci când mama te va lăsa iar să ieși afară, da? Raiera? Tu ai promis că te vei răzbuna pe mine. Și mama este martor. Da, mama? Da, da, da. Strigătele acestea eu le-am auzit. Dar eu... Ce? Ce, drăguța mea? Bucățelele de tort te încurcă să vorbești, da? Eu am aladii. O, eu tot vreau, că din când stăm aici am și flămânzit. Albinie. O, am și miere pentru aladii. Ia stai, oleacă. Tu și vrei să zici? Cuvântul am uitat. Poate mi li sare în vedere alibii? Da, da, iată, asta! Eu ieri noaptea am dormit la bunica! La bunica, da? Dar tu puteai să mănânci și mai devreme! Așa că asta nu este o scuză! Dacă îmi permiteți, domnul judecător, eu vreau să spun ceva în apărarea Melisei! Iată așa și să mă numești în fiecare zi, de azi înainte! Eu te ascult, Cristinuța, poftim! Ce ai vrut să spui în apărarea Melisei? Când eu chiar am venit la bunospeție, preastimata ta mamă și soră își strângeau hainele ca să meargă la bunica. Asta eu deja știu. Eu vreau alte detalii. Și eu, taman, le-am adus să guste supă din brocoli cu spanac și conopidă. Ah, iată ce e așa oribil la noi în frigider. Da, da, da. Și când eu am deschis frigiderul ca să pun supa, tortul încă era acolo. Da, da, da. Eu tot țin minte. Tortul încă era. Noi pur și simplu ne grăbeam foarte tare. Eu nici nu am invitat-o la ceai pe Cristinuța. Altfel eu cu siguranță o serveam și pe ea cu tort. Ups. Gata, tac. Iată, Ghezira, asta nu eu ți-am mâncat tortul. Ei bine, să presupunem că Melisa nu are nicio vină și este nevinovată. Atunci ultima care a văzut tortul este... tu, Cristina! În primul rând, care sunt dovezile că eu eram ultima care a văzut tortul? Eu doar am precizat că tortul încă era în frigider atunci când preastimata ta mamă și soră trebuiau să meargă la bunica. Bine, se acceptă. În al doilea rând, tu știi, Ira, și voi toți de aici știți că eu nu mănânc nimic ce conține zahăr și nici zahăr, dar tortul era cu lapte condensat. Preferatul meu. Se acceptă. În al treilea rând, eu am plecat împreună cu preastimata ta mamă și soră. În al patrulea rând... Uf, gata, taci, Cristinuța. Toți înțeles că tu la noi ești sfânta sfintelor. Așa, gata, stai cu minte. Așa, au rămas ultimii doi suspecți. Jessica? A? Ce eu? Eu sunt aici. Și Ioanca. Ira. Da, eu niciodată. Doamne feriește, tu doar pe mine mă știi. Eu deja pe niciunul nu vă știu. Ira, îmbracă-te! La noi vreau să deschizi restaurant nou. Tati deja l-a cumpărat. Mergem? Ah, iar mâncare. Jessica, eu după sărbătorile de iarnă nici nu pot să mă uit la mâncare. Și ce vom face atunci? Vrei? Putem să mergem să filmăm story lângă bradul din centru. Imediat o sunt pe tati și vor elibera puțin locul de oameni pentru câteva ore. Poate pur și simplu ne plimbăm puțin? Bună idee! Îmi place! Stai să chem repede șoferul personal ca să ne ducă până în Brașov să ne plimbăm în munți. Ai, hai să ne plimbăm pur și simplu în parc. Aici, nu departe de casa mea. Ceva nou? Atunci stai să-mi sun măcar securitatea să meargă cu noi. O, iată, cu asta eu sunt total de acord. Degrabă se întunecă, iar în parcurile noastre este foarte periculos. Securitatea este fix ce trebuie. Așa, eu repede merg să mă îmbrac, bine? Bine. A, da, Ira, dar voi aveți ceva de mâncare? Eu de dimineață nu am mâncat nimic, credeam că vom merge la restaurant. Tot ce găsești în frigider e al tău. Să vedem! Tort! Oh, ceva nou! Ira, dar asta ce-i? Ori la ce se referă? Așa, acolo este cratița cu supă, salata de beof, cartofii prăjiți și clătitele. Ah, acela este salam! Chestia aia bună care spui tu că seamănă cu carne. Ce? Salam? Interesant! Miroase bine!
Jessica, eu sunt... Gata! Vai de mine! Vai de mine, Ioan! N-am mâncat niciodată nimic mai gustos! Ira, urgent spune din ce este făcută asta... Cum ai zis? Salamul! Nimeni nu știe! Dacă la gust e bun, mai bine să nu știi din ce este făcut. Asta este regula oamenilor obișnuiți. Așa, Jessica, iar acum răspunde-mi clar, explicit și sincer. Tu ai văzut tortul? Da, l-am văzut. Îndoată la mine, uite-te! Tu l-ai atins? Mai întreb, clar că l-am atins. Așa și-am știut, e crădătoare, prietene, se lumiește, cum ai putut? Dar nu l-am mâncat, eu doar asta am mâncat, cum se zice, maslam... Poate Melissa-i sora ta, a, Jessica? Voi ambele permanent încurcați cuvintele. O, dar eu nu sunt împotrivă, Jessica e amuzată și bogată, mereu mi-aduce cadouri. Atunci ea și trăiește cu Jessica. Dar ce, așa se poate? Eu vreau... Liniște! Nu ne abatem de la subiect! Hoțul încă nu a fost găsit! Vai, era, dar cât se poate! Atâta zarvă din cauza unui tort! Ți-am zis, eu sigur nu l-am mâncat! Eu am mâncat salam! Eu nici nu reușeam să mănânc tortul, mai ales pe tot! Hai să-ți cumpăr alt tort! Alt tort? Eu și singură pot să-mi cumpăr! Eu vreau să aflu cine dintre voi m-a trădat și am fipt cuțitul în tort! Exact! Tu ai rămas singura suspectă, Ioanca! Bună ziua! Ira, dar tu ești tare ocupată, a? A, da, eram foarte ocupată cu niște treburi super importante. Dar pentru tine voi găsi timp. O, mulțumesc! Eu și-am vrut să întreb. Noi la matematică când avem testa? Pur și simplu vreau să mă pregătesc de mai înainte, să nu primesc chiar un 2. Mama, mă ușide. Tu nu știi când noi avem testa matematică? Nu știu. Profa parcă a spus că o să fie săptămâna viitoare. Dar tu și pentru asta ai venit tocmai până la mine acasă? Tu trăiești la capătul orașului. Tu și n-ai putut să mă suni? Ioanca! Da, înțelegi? La mine acolo telefonul s-a scărcat. Îi lasă! Nu e nică strașnic. O leacă de sport nu-i furcă niciodată. Ei bun, dacă tu nu știi, eu am plecat. Ioanca, tu pe zi ce trece tot mai tare mă uimești și mă uimești. Poate măcar intri la un ceai. Un ceai? Se poate, numai dacă cu tort. Ups, dar tort n-avem. Dacă nu-i, înseamnă că nu-i. Dacă nu-i tort, nici și Ioanca nu-i. Lasă, Ira, altă dată, eu am plecat. Ia stai o leacă. Asta și înseamnă că tu m-ai amăjit? Tu aveai tort să nu le-ai zis? Ioanca nu are nicio vină. Ioanca e nevinovată, punct. Da, clar că nu-ți zici, Ira, eu nici la bucătărie n-am fost. Numai Dumnezeu știe, și eu aici stau. Nu doar am vrut să mergem la cafeneaua nouă, care s-a deschis nu de mult. Ah, da, eu și-am uitat, puba bătrână. Dar poate asta, ne dușim de-a moa? Da chiar că, Ira, Ioanca are dreptate. Noi deja de 3 ore stăm și degeaba. Nimeni nu ți-a mâncat tort, nu înțelegi? Da chiar că, poate tortul singur pe el ți-a mâncat, a? Sau poate asta motanul l-a mâncat singur? O deschis frigiderul, a luat tortul, linguriță, farfurie, cuțit, s-a șezat la masă și ca unul normal l-a mâncat. Voi asta vreți să spuneți, da? Stați așa? N-am înțeles! Dar pe mine, de ce nu m-ați chemat la cafenea, a? Tu doar singura ai spus că în locuri de unde totul e mai ieftin de 100 de dolari să nu-ți chemăm! A, bine, bine! Atunci ok, am înțeles! Dar pe mine, de ce nu m-ați chemat? Dar tu nici nu bei, nici nu mănânci, pentru ce tu trebuiești? Ira! Am uitat să te chemăm, Cristinuța! Vai, vai, doamne! Mergi cu noi? Sunteți liberi. Tortul oricum nu-l mai întorc. În sfârșit. Oare cine totuși mi-a mâncat tortul? A?